Astăzi sunt fericită să te știu fericit, îndrăgostit și plin de iubire. Astăzi vreau să-ți spun mulțumesc și ție, dragă Tatiana, că l-ai ales anume pe el să-ți fie umăr, dar și un soț ideal, așa cum este el. V-ați întâlnit atunci când nimeni nu s-a așteptat la această întâlnire și Dumnezeu plantează iubirea acolo unde nimeni nu așteaptă să o planteze. Dar iubirea știe să vină la oamenii care o așteaptă. Spune-mi dacă ai vrea pe insula mea. Au mai trecut de aici, dar i-am rugat să nu stea. Nu am vrut să rămână nici prea mult să se țină. Poate că am intuit ce-am vrut să te aștept pe tine. Nu știu cum am ajuns în lumea ta, dar am îndrăgit-o și nu aș mai pleca. M-ai lăsat în ochii tăi uscați de dor, m-ai învățat în largul lor să zbor. Mi-ai dat curajul să-mi dedic viața mie, toată dragostea ție, ca să fim fericiți din prostie, pe o insulă ce niciodată n-ar mai fi pustie. De când ai venit tu, spune-mi dacă ai vrea. Am fost prin viață doar un rătăcitor, până ai venit tu. M-am lăsat de speranță purtat, până ai venit tu. Iubire am dat în sfârșit de uscat, atunci când ai venit tu. Spune-mi dacă ai vrea pe insula mea. Deosebită plăcere să vorbesc despre o relație, despre o iubire, despre o pasiune și despre faptul că ați știut să o trăiți din plin și faceți asta și în continuare. Astăzi vorbim despre 2 ani de căsnicie, 2 ani frumoși, 2 ani care au adus roade frumoase. Un băiat care știe să ducă mai departe numele familiei voastre. Astăzi avem o relație frumoasă cu soția. Dar să nu uităm despre o relație minunată pe care mama și tata au plantat-o când erați voi încă mici. Astăzi, fetița cea mică în ochii tăi, vreau să-ți spun mulțumesc. Mulțumesc pentru că îmi ești mai mult decât frate, îmi ești umăr de încredere, îmi ești cel care mereu m-a protejat și chiar dacă am crescut, știu că acolo unde este fratele, acolo este siguranța. Astăzi în brațele tale este o altă fetiță. Astăzi în brațele tale știi a calcula și un băiat frumos. Dar eu pentru tine voi rămâne cea mai mică. Astăzi sunt fericită să te știu fericit, îndrăgostit și plin de iubire. Astăzi vreau să-ți spun mulțumesc și ție, dragă Tatiana, că l-ai ales anume pe el să-ți fie umăr, dar și un soț ideal, așa cum este el. V-ați întâlnit atunci când nimeni nu s-a așteptat la această întâlnire și Dumnezeu plantează iubirea acolo unde nimeni nu așteaptă să o planteze. Dar iubirea știe să vină la oamenii care o așteaptă. Astăzi ea vă spune mulțumesc pentru modelul frumos pe care îl prezentați, nu doar de 2 ani încoace, dar de când v-ați întâlnit. Ea nu va uita niciodată acea cafenea unde am intrat și te-a cunoscut pe tine. Iar atunci când am rugat-o să-mi spună cum este ea, Tatiana, cea care i-a cucerit sufletul fratelui tău, ea a zis, frumoasă, puternică și săritoare la nevoie. Când mă uit la ei, văd ceea ce vreau să văd eu în viitorul meu soț și cea relație pe care o caut. Astăzi, de departe, de tine, vreau să ofer florile pe care ți le-aș fi oferit ție, frate, și ție, dragă soră, fiindcă Dumnezeu nu mi-a dat o soră, dar în prisma ta cunosc ce înseamnă
să împarți o viață cu o femeie. Astăzi aceste flori ar fi venit de la ea pentru voi doi, dar înainte ca să-mi spuneți, dacă le meritați din plin în această zi, spuneți-mi numele celei care, deși mare, oricum mică o vedeți așa cum a fost în copilăria sa. Nana, Ana, sora Ana, prietena Ana, cumnata Ana și de toate. Ana, vrea ca aceste flori să vină domnul Petru din mâinile tale pentru Tatiana și încă o dată să mă aserviți și să-i spui mulțumesc pentru 2 ani fericiți. Doi și mi-a zis că mi-a spus că atunci când era mai mică știa că fratele mereu o va proteja de toate relele și deși a crescut, ea oricum crede în acest lucru. Și ea știe că căsnicia nu a furat de la ea un frate, ci i-a adus o soră în sufletul său și ea vrea mult de tot ca în această seară, înainte de culcare, să mai puneți încă o dată la fiert cenuță, să mâncați ceva dulce și să vă aduceți aminte de ce v-ați unit și de ce unul pentru celălalt sunteți perfecți. La mulți ani, nu numai de la Ana, dar și de la... Mitru! Eu doar v-am dat indiciu, la mulți ani! Șampanie sau ceai, totuși să fie șampanie. Dar șampania aceasta, să știi, Petru, că este pentru momentul în care domnul David va dormi. Te rog frumos. Când a adormit o pahară frumoasă și încă o dată iubire și încă o dată iubire la mulți ani. Și Ana încă nu a ales florile, nu a ales tortul, nu a ales nici șampanie și nici balanul, dar a ales distat mașina. Și a spus că Dumnezeu o va face mândră de copiii săi, dar până una alta ea îl consideră pe David, băiatul inimii, cea care a cucerit-o din prima clipă cum l-a cunoscut și ea îți spune mulțumesc pentru tot, pentru absolut tot. Iar ție, Tatiana, încă o dată, pentru tot și încă un pic. La mulțumesc! Hai, domnule, îți aparține acum din plin. Iată, acum din plin îți aparține. Și voi acum sunteți între ei, nu? Sunteți între ei. Păi, noi am fi vrut să mai adăugăm încă un balon, dar n-a zis încă e prea de vreme. Să se mai odihnească încă un pic, Tatiana. Da. Să spun ceva care e important, că eu foarte puține ori văd relații frumoase între frate și soară. Foarte puține ori. Dar iubesc foarte mult. Și eu te iubesc. Mulțumesc, Anșoara, numai emoția mă și-a suflet. Credere acum că noi vom merge pe același drum. Però s-aș mai vrea că vei putea să iubești în seara asta să strălucești. Lângă tine eu voi fi și nimic nu ne va despărți niciodată. Îți promit că mână în mână vom sta și că timpul nu ne va schimba niciodată. Știi că noi împărțim amintiri
petale de trandafiri. Ce mine. Spune da, da. Și-n ochii mei să privești. Vei vedea ce frumoasă ești. Promit că lângă tine eu voi fi și nimic nu ne va despărți niciodată. Îți promit, îți promit că mână în mână vom sta și că timpul nu ne va schimba niciodată. Îți promit că lângă tine eu voi fi și nimic nu ne va despărți niciodată. Îți promit, îți promit că mână-n mână vom sta și că timpul nu ne va schimba niciodată.